avut parte de un an foarte bun. Bun, la început, până la urmă, orice business este destul de complicat și treci prin mai multe încercări, dar cred că, per total, a fost chiar exact ce am avut nevoie. E primul vostru business împreună? Da, practic am fost plecați la Bruxelles 5 ani de zile și am să ne întoarcem în România să dăm drumul unui business. Vă vine să credeți, după ce ați muncit acolo, am văzut ceva puțin pe Instagram, că e atât de greu să faci un business de la zero? Este destul de complicat. Mulți așa în spatele calculatorului nu și-ar da seama și nici noi la început nu ne-am gândit practic că a face... Practic am plantat copăcei, am luat tot de la zero, am pus totul la punct împreună. Un proiect și totuși nu e un proiect de o anvergură foarte mare, un camping și un glamping, dar cred că e și un parcurs foarte frumos și o experiență extraordinară. Cum a venit ideea de glamping? Pentru că acele corturi stil amerindian nu le-am văzut nicăieri în România sau cel puțin nu pe litoralul românesc. Este o idee cumva inovativă în România. Cred că ideea la bază tot are acest fenomen amerindian din SUA și ne-am gândit, având în vedere că nu există în România un astfel de lucru, că cu siguranță ar prinde destul de bine. Ai văzut undeva în călătorile tale sau pur și simplu ai citit și erai fan, să zicem așa, poveștilor cu indieni? Cred că se îmbină un pic cele două, cu siguranță. Nu am stat la niciun proiect de genul ăsta, am stat în tot felul de alte proiecte de glamping, dar nu unul amerindian. Dar făcând cercetarea pe internet, în cele din urmă am găsit un concept cu totul nou. Și care a prins foarte bine în România, din fericire pentru turismul românesc. Zim, ce înseamnă pentru tine, ce reprezintă pentru tine proiectul ăsta de la Coco? Păi, practic, este primul nostru proiect, primul meu proiect și a fost o fericire imensă să văd că oamenii au fost atât de deschiși și atât de fericiți să vadă că astfel de proiecte se fac în România. După un an de zile puteți să spuneți că se merită investit în turismul din România, pentru că citesc tot felul de articole în care lumea nu mai are încredere, plus că este și pandemie, Horeca s-a dus la pământ, nimeni nu mai vrea să investească în turism. Cred că am fost norocoși. Noi ne-am ales un segment care a fost frecventat de cât mai multă lume, ieșirea asta din cotidian, mersul la corbu, mersul în natură, cumva undeva unde distanțarea aceasta socială există și atunci cred că am avut un noroc imens din punctul ăsta de vedere.